thank you 9 .20, în matinalul RFI, invitatul dimineții, în direct în studioul nostru, doamna Elena Udrea, față în față cu Cosmirus Cior. Bună dimineața! Bună dimineața, Magda! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, doamna Udrea, și mulțumesc mult că sunteți în studioul RFI. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație! Sunteți deputat, sunteți membră a Partidului Mișcarea Populară. Duminică sunt alegeri europarlamentare, o zi importantă pentru că, în funcție de aceste rezultate, vom vedea ce se va întâmpla mai departe și în perspectiva alegerilor prezidențiale de la sfârșitul acestui an. În anumite sondaje, PMP-ul are în jur de 5-7%, în altele aveți în jur de 9-10%. În da. realitate, cum stați? În niciun sondaj din ultima lună n-am mai fost sub 8%. Între 8 Depinde și 12, da, între 8 și 12%, dar chiar și așa, chiar și în aceste condiții, noi suntem conștienți că un partid care are doar 3 luni de când s-a înființat și care nu are structură în teritoriu, așa cum au celelalte partide de 20-25 de ani, este mai greu să-și mobilizeze electoratul la vot. De aceea, pentru noi, este un mare succes intrarea în Parlamentul European. Niciun alt partid nu a reușit o performanță ca aceasta în doar trei luni de zile și, sigur, speranța noastră este că vom reuși să convingem pe cei care ne simpatizează să facă un efort și duminică să meargă să voteze, în așa fel încât scorul din sondaje chiar să fie real în, la sfârșitul zilei de 25 mai. Un procent de 10-12% ar însemna câți parlamentari europeni? Ar însemna 3 parlamentari, iar după redistribuire am putea să luăm chiar 4 uh, parlamentari europeni. Uh, este important și numărul de europarlamentari pe care îl trimitem, dar este foarte important procentul pe care uh, partidul va obține, pentru că uh, este semnalul că acest partid uh, are... Uh, capacitatea să genereze sau să participe la generarea unui proiect puternic de centru dreapta în perspectiva alegerilor din noiembrie 2014. Adică miza noastră este să fim în stare să uh, ne așezăm alături de cealaltă parte de centru dreapta la aceeași masă și să generăm un proiect uh, unificator care să însemne sprijinirea unui singur candidat la prezidențial din 2014. De ce? Pentru că nu trebuie să câștige PSD președinția României. O să ajungem și la acest subiect, v-aș întreba, doamna Udrea, cât de mult contează faptul că nu ați reușit până acum să vă implementați foarte profund în teritoriu, încă nu aveți structurile locale bine puse la punct. Este foarte greu în doar câteva luni să faci acest lucru, celelalte partide au peste 20 de ani, unele dintre ele, cele cu care ne luptăm noi în această competiție, Uh, și mai ales uh, avantajul de a avea 80, peste 80% oameni noi care nu au mai făcut politică, în contextul acesta devine uh, un handicap. oamenii noi care nu au mai făcut politică este foarte greu să se organizeze în doar trei luni uh, și să facă și campanie electorală, să se pregătească și de momentul de ziua votului, să învețe și cum se, face, cum se fac toate acestea. Așa că va conta, va conta faptul că în teritoriul noi nu avem infrastructură. Nu avem nu cei care au venit în mișcarea populară nu au mai trecut prin experiența mobilizării electoratului la vot. Așa că speranța noastră este că oamenii se vor mobiliza pornind de la necesitatea și de la importanța votului lor duminică, ascultând mesajele pe care noi le transmitem. Când vorbiți de oameni noi, vă referiți cu siguranță la cei din eșaloanele inferioare ale formațiunii, pentru că la vârf sau cei mai vizibili sunt totuși oameni destul de cunoscuți. Păi în sunt politica. cei mai vizibili pentru că sunt cunoscuți. Altfel, avem oameni foarte noi în conducerea partidului, dar nefiind cunoscuți, nu sunt vizibili. Uh -huh. Dar, dacă aș da exemplu unui tânăr care este al doilea pe lista noastră, Siegfried Mureșan, este un tânăr necunoscut, dar cu performanță în activitatea în Parlamentul European, a lucrat și în Bundestag și care a fost, a venit, a fost invitat să candideze pentru noi pe locul 2 pe lista la Europa tocmai pentru că propunem alegătorilor oameni Tineri cu performanță în activitatea lor și care n-au venit pe sistemul de pile și relații în Partidul Mișcarea Populară. Credeți, doamnă Udrea, că vor exista și aleși locali, primari ai PDL-ului care vor da o mână de ajutor Mișcării Populare la acest scrutin european? Sunt uh, mulți primari care cred în proiectul Mișcării Populare. Foarte mulți sunt dintre cei care au fost alături de Traian Băsescu. De-a lungul cel puțin ultimilor 10 ani, au avut uh, aceeași viziune cu președintele despre cum ar trebui să dezvoltă România, au uh, susținut aceleași proiecte cu Traian Băsescu, au rămas alături de el și astăzi sunt alături de Mișcarea Populară. Deci nu este nimic nefiresc aici. Uh, dacă oamenii aceștia vor sprijini sau nu Mișcarea Populară, rămâne de, de văzut. Nu știu, în, a, în ziua de duminică, nu știu cât va conta. Uh, capacitatea de mobilizare a primarilor uh, și cât va va conta în același timp uh, mesajul și imaginea pe care partidul uh, o are. Cred că, acum cinstit vorbind, cred că primarii uh, PDL sau PNL sau PSD care susțin mișcarea populară sau care au simpatie pentru mișcarea populară vor fi în dificultate pentru că ei, în același timp trebuie să aibă un scor foarte bun și pentru partidele din care fac parte. Îl aveți pe domnul Bocla Cluj. Ce vă așteptați acolo? Domnul Emil Boc a dat un semnal foarte clar ieri, împreună cu Eugen Tomac și cu Adrian Gurzău și cu Sigrid Mureșan, într-o întâlnire pe care am avut o electorală, că este alături de Mișcarea Populară, de președinte Traian Băsescu, că este alături de cei cu care a fost în guvern și, așa cum spunea și dânsul și spun și eu, de cei care nu s-au dezis de guvernul, de propria guvernare, de guvernul Boc și de cei care astăzi se luptă adevărat cu Victor Ponta și PSD. Deci, domnul Emil Boc este ar de mișcare populară. Acum ce se va întâmpla la Cluj cu electoratul, vom vedea. Am înțeles. Vorbeați despre momentul post-25 mai, doamnă Udrea, mai exact despre discuțiile privind susținerea unui candidat unic al dreptei la prezidențiale. Care sunt șansele în clipa de față? Dacă te uiți pe harta politică românească, șansele par destul de reduse, să recunoaștem acest lucru. Foarte mici. Eu vorbesc despre necesitatea unității uh, dreptei în perspectiva prezidențialor de vreun an de zile. Uh, din păcate, au fost orgolii foarte mari care au împiedicat proiectul unificator. Pe de-o parte, au fost discuții, spre exemplu, înainte de venirea mea la Mișcarea Populară, între Mișcarea Populară și Forța Civică, discuții care uh, nu s-au finalizat nici într-un fel uh, privind fuziunea celor două partide, pentru că uh, a fost uh, piedica, a fost. Uh, Condiția pusă de forța civică de a desemna de, pe, de la acel moment ca și candela la prezidențiale pe domnul Unguranu. Pe de altă parte, a fost discuții între mine și conducerea actuală a PDL, tot în toamna anului trecut, privind fuziunea dintre PDL și mișcarea populară. Discuții iarăși uh, refuzate sau uh, idee refuzată de conducerea Partidul Liberal, astfel încât un proiect unificator nu s-a putut înainte de europarlamentare. Evident că orgoliile au rămas și vedeți că fiecare dintre partidele de centru și-a desemnat deja un candidat la prezidențiale. PDL are candidat, Mișcarea popula uh, Forța Civică are candidat, Partidul Național Liberal are candidat, cu siguranță va avea și PNCCD, așa că este foarte greu, cred eu, și așa arată de Discuțiile pe care le vedem acum, să pui pe toți aceștia la aceeași masă și să convingi că unul singur dintre trei trebuie să meargă în competiție, ceilalți să-l susțină. Mă aștept mai degrabă să existe în turul 1 al alegerilor prezidențiale mai mulți candidați din opoziție, din partea partidelor de centru-dreapta, urmând ca în turul 2 să ne bazăm pe o înțelegere a tuturor partidelor, în așa fel încât să unificăm electoratul de centru-dreapta în susținerea candidatului care va intra în turul 2. Vorbeați, doamnă Udrea, de acea idee pe care ați lansat-o de unificare, de, de fuziune între PMP și PDL, nu? Da. După 25 mai vedeți posibil acest proiect? Este posibil, iarăși depinde de ceea ce se va întâmpla uh, cu scorul celor două partide, Partidul Democrat Liberal și Mișcarea Populară. Noi nu suntem în competiție cu Partidul Democrat Liberal. Acolo sunt oameni cu care am făcut campanie, am avut rezultate extraordinare de-a lungul timpului, am guvernat împreună. Din păcate, din punctul nostru de vedere, drumul pe care a pornit actuala conducere, a dus la separarea uh, PDL și uh, PMP și la separarea PDL de uh, președintele Traian Băsescu. Uh, deci depinde foarte mult dacă strategia pe care actuala conducerea PDL-ului a adoptat-o, aceea de a intra în conflict cu președintele, de a nu dori fuziunea cu mișcarea populară în toamna anului trecut, de a refuza un proiect unificator, uh, dacă această strategie se vedește câștigătoare și Partidul Democrat Liberal va lua peste 20%, așa cum domnul Vasile Blaga a uh, spus că se va întâmpla, atunci puțin probabil că ei vor dori să facă un proiect unificator cu mișcarea populară. Dacă, în schimb, vor lua un procent, așa cum arată sondajele, sub 15%, care înseamnă eșecul acestei viziuni actualei conducerea PDL, cu siguranță că toți cei care sunt în Partid Democrat Liberal și își doresc, de fapt, să fie împreună cu mișcarea populară, împreună cu Traian Băsescu, vor putea să ceară conducerii să meargă pe unificarea celor două proiecte. Dar dincolo de rezultatele de la acest scrutin european, totuși e destul de clară strategia și drumul până la urmă al PDL-ului, adică e clar că s-au delimitat, s-au despărțit drumurile PDL-ului și Da, din păcate, Băsescu. din păcate, pentru că știți că a fost o discuție în Chiar domnul președinte a spus undeva în octombrie, cred, între domnul Vasile Blaga și domnul Trean Băsescu, în care președintele României a propus unificarea celor două partide și Uh, un uh, singur proiect pentru europarlamentare și prezidențiale, uh, Propunerea refuzată de domnul Vasile De deci, Spun din păcate, pentru că acum am fi putut fi un singur partid foarte puternic. Uh, pe de altă parte, așa cum spuneam, Partidul Mișcarea Populară a adus peste 80% oameni noi, sunt zeci de mii de oameni care au venit din ianuarie încoace în Mișcarea Populară și oamenii aceștia nu ar fi venit la Partid democrat Liberal. Uh, dacă ar fi vrut s-ar fi dus acolo ei au venit la acest proiect pe care îl consideră nou îl consideră diferit, cu mult mai multă energie cu oameni mult mai uh, dedicați uh, politicii și luptei cu PSD cu oameni tineri așa că, nu, de ani se spune partidul în blugi așa că va trebui să vedem și dacă uh, membrii noștri, simpatizanții Mișcării Populare și-ar dori neapărat o fuziune cu Partidul Democrat Liberal condus de actualii lideri. Uh, important este, dacă nu neapărat să fie fuziune între cele două partide, important este să fim capabili să avem un singur proiect pentru toamna lui 2014 și noi, cei de la Mișcarea Populară, suntem singurii care nu ne-am desemnat un candidat. Și spunem că îl vom susține pe cel mai bun, indiferent cine este el, indiferent candidatul cărui partid din opoziție sau de centru-dreapta ar fi, noi suntem gata să îl susținem doar pentru ca doar pentru ca să dăm o șansă în plus uh, dreptei sau opoziției să învingă candidatul PSD-ului în toamnă. Asta în turul 2? În turul 2. Sigur, noi încă de la început, dacă reușim să ajungem de la, o la o înțelegere încă din 26 mai legată de susținerea unui singur candidat, cel care are cel mai mari șanse să-l învingă pe Victor Ponta, noi suntem gata să-l susținem pe acela. Altfel, PMP-ul nu va desemna un candidat propriu? Vom avea această analiză, vom vedea ce fac celelalte partide pentru că acum, vedeți, la Bursa speculațiilor sunt tot felul de uh, sau tot felul de lucruri, când, discuții despre fuziuni între partidele de pe, de pe zona de centru-dreapta. Uh, în funcție de ce fac și celelalte partide, uh, vom vedea dacă este cazul să desemnăm și noi un candidat sau nu, dar noi suntem gata să susținem candidatul cel mai bun indiferent dacă este al Mișcării Populare sau nu. Dar ați fi dispuși, de exemplu, să susțineți un candidat de la PNL? Nu e un scenariu Sigur. puțin probabil? Noi ne-am dorit să susținem chiar un candidat puternic, în stare să se lupte cu tot ce înseamnă Partidul Social Democrat și infrastructura pe care o au în spate, inclusiv cea, trusturile media, care duc lupta alături de PSD și Victor Ponta împotriva opoziției și a contra candidaților lui. Dar în același timp nu uităm că domnul Cnean Antonescu până mai acum vreo două luni până s-a prins că nu va primi sprijinul lui Victor Ponta era la guvernare cu domnul Victor Ponta. Trecând peste situația aceasta, până la urmă trebuie văzut ce este mai important pentru România din noiembrie 2014 încolo, așa încât noi suntem gata să susținem și un candidat PNL în special în turul 2. Deci, cel mai probabil, susținerea aceasta ar fi posibilă în turul 2, în situația în care candidatul PNL ar intra în turul 2. Speranța noastră este, și e bazată pe analizele sociologice pe care le avem, speranța noastră este că va intra un candidat care face parte dintr-un partid aparținând de uh, Popularii Europeni. Adică? Adică, sperăm ca, și asta este un alt, sunt, sunt două variante de, pro, de unificare. În ideea alegerilor prezidențiale, fie toate partidele, înainte de turul, desenează un singur candidat, inclusiv PNL, cel mai puțin probabil scenariu, sau scenariu în care celelalte partide, care țin cumva de țin de populare europene, dar în același timp sunt um, partide care s-au născut cumva sub patronajul lui Traian Băsescu, uh, desemnează un singur candidat, și aici vorbesc de Mișcarea Populară, PDL, Forța Civică, desemnează un singur candidat. Uh, în turul 1 avem un candidat de la PNL și un candidat al acestor partide, iar în turul 2 va fi susținut inclusiv de toate, deci de toate partidele candidatul care in, uh, intră în turul 2. Deci dacă intră candidatul nostru, inclusiv de PNL. Și e de presupus, doamna Udrea că v-ați dori mai degrabă acest al doilea da, sigur, scenariu, pentru Adică noi un suntem... candidat unic din partea PMP, PDL. Uh, Forța, Forța civică, civică, sigur că da. Care... Aveți și câteva variante în Păi în sunt discuție? două variante clare, cele anunțate deja de cele două partide și anume. Uh, domnul Predoiu și domnul Unguranu, sunt două variante deja în competiție și, desigur, putem discuta orice altă variantă de la oricare din partide, inclusiv din afara partidelor, dacă uh, uh, toți cu toții suntem de acord, în așa fel încât să-l trimitem totuși în competiție pe cel mai puternic. Au fost vehiculate mai multe nume, inclusiv cel al domnului Emil Boc, fost premier în prezent primar de Cluj. Aveți, ați avut discuții cu dumnealui, v-a dat acordul, ar, ar fi interesat? În opinia mea, este candidatul cel mai bun pe care l-am putea avea, cel mai credibil, un om cu experiență și în guvernare, care, între timp, prin comparație cu guvernarea PSD, începe să-i fie, să fie reevaluat mandatul de prim-ministru. L-am discutat cu dânsul și, cel puțin, la momentul acesta, nu nu dorește să intre în această competiție. Domnul Cristian Diaconescu a fost vehiculat și numele dumnealui tocmai s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară, sigur, sigur dumnealui a fost unul dintre fondatorii fundației sigur, Mișcarea Populară. În Luați în calcul și această ipoteză. Luăm în calcul orice ipoteză de la Mișcarea Populară, de la uh, PDL, Forța Civică sau din afara acestor partide uh, în orice ipoteză care să fie să aibă date că este și câștigătoare. Deci trebuie uh, analizat care este cel mai bun candidat care, având în spate toate aceste uh, partide, susținerea tuturor acestor partide, să fie capabil să intre în turul 2, deci să învingă în primul tur candidatul PNL-ului, dar apoi, în turul 2, să adune și electoratul PNL. Dar și numele dumneavoastră a fost vehiculat chiar de către președintele Traian Băsescu. Spunea că aveți calitățile morale pentru a deveni candidat la Cotroceni. Nu este vorba mai despre calități morale când desemnezi un candidat, pentru că sunt foarte mulți care au calități morale. Mai este vorba și de uh, forța de a te lupta cu candidatul PSD-ului, pentru că vedem bine ce înseamnă această. Acest război cu PSD, au la dispoziție, folosesc instituțiile statului, au la dispoziție trusturi media care nu respectă nicio regulă. Bătălia este foarte grea și atunci îți trebuie un candidat care să reziste în această luptă. Amintiți-vă că în 2004 candidatul Alianței, dar nu a rezistat. Domnul Stolojan a plecat în, în, în mijlocul competiției. Așa a ajuns Treambăsescu, candidat și apoi președinte. Deci, îți trebuie și un candidat foarte puternic. Eu, sigur că aprecierea domnului președinte Băsescu onorează pe oricine, ar onora pe oricine, deci categoric mă onorează. Important este să avem candidatul cel mai bun și să fim capabili să depășim orgoliile de a face acest proiect de unitate a dreptei în jurul unei persoane. Deci sunt astăzi de lideri și deja candidați desemnați care gândesc proiect unificator ori în jurul meu, ori nu-l facem. Ceea ce cred eu că este greșit. Dar până la urmă știți cum e, tot la o persoană se va ajunge când se va pune problema da. unui candidat. la? Dar cotrăceni. trebuie plecat nu de la om și apoi gândit construcția, ci de la rezultatul pe care, de la obiectivul pe care dorim să-l atingem și anume câștigarea președinției și apoi ajuns la persoană. În ce condiții ați accepta să candidați? Dacă s-ar demonstra că sunt candidatul care poate are datele necesare să-l învingă pe Victor Ponta și dacă lucrul acesta ar fi desigur acceptat și de cei care ar trebui să mă susțină, partidul meu, în primul rând, aliații pe care ar trebui să-i avem. Sunteți cel mai vocal membru al PMP. Eu cred că sunt cel mai vocal, unul dintre cei mai vocali politicieni de vreo 10 ani, deci nu, nu s-a schimbat uh, nimic. Uh, fac politică la Mișcarea Populară așa cum am făcut în tot acest timp, ne abandonând uh, lucrurile, ideile sau uh, proiectele pentru că am dat ideile în care am crezut, principiile uh, pe care le-am. Uh, și astăzi, da, Mișcarea Populară este partidul care face cea mai. Reală, cea mai puternică opoziție PSD-ului și lui Victor Ponta. Și, sigur, lucrul acesta ne-a și ajutat pentru că electoratul a putut să facă diferență. Așa se face că acest partid, dacă în ianuarie. Eu am venit în mișcarea polară pe 30 ianuarie și partidul avea undeva la 3-4% în sondaje, în doar o lună și-a dublat scorul, a ajuns undeva la 8-9%, iar astăzi este în aceleași sondaje, cotat undeva între 10 și 12%. Deci faptul că noi am, ne -am, am demonstrat că suntem un partid care face cu adevărat opoziție, nu ne temem nici de Victor Ponta, nici de PSD și spunem lucrurile nu numai curajos, ci cu, cu putere și adevărat și într-un mod neconvențional, a făcut să ne atragem simpatia electoratului. Credeți că ați contribuit și dumneavoastră personal la această dublare, chiar triplare a scorului PMP? Categoric da, pentru că totuși mișcarea populară, chiar dacă partidul mișcarea populară, chiar dacă s-a înființat oficial pe 29 ianuarie, eu am venit a doua zi pe 30, totuși era un proiect care avea vreo 8 luni de zile până la venirea mea. Uh -huh. Cât de mult a contribuit sau au contribuit ieșirile publice ale președintelui Traian Băsescu foarte la mult, această creștere Foarte a mult pentru că să știți că oamenii, foarte mulți dintre susținătorii Traian Băsescu băsiștii, așa cum sunt ei uh, denumiți și cred că este o onoare uh, pentru susținătorii președintelui să fie numiți băsiști, au, uh, nu aveau cunoștință de faptul că președintele băsesc cu susține proiectul Mișcarea Populară. Oamenii nu sunt așa de informați, nu sunt toată ziua cu ochii în televiziune de știri. Uh, ori președintele are un electorat pe care... Uh, mulți îl doresc, mulți candidați la președinția României, multe partide și îl doresc. Președintele are dreptul să spună celor care cred în el pe cine susține el însuși și pe cine și-ar dori ca electoratul propriu să susțină. Sigur, asta nu înseamnă că electoratul neapărat se duce acolo unde spune electoratul președintelui, se duce acolo unde spune președintele. Dar președintele are dreptul să spună acestui electorat cine sunt cei pe care îi consideră partenerii lui. Și președintele consideră că partenerii politici sunt cei de la Mișcarea Populară pentru că ne-am asumat efectiv și transparent și uh, în toate declarațiile, faptul că suntem cei care vrem să continuăm vizionarea de Traian Băsescu despre România, ne asumăm guvernarea pe care a avut-o uh, PDL prin Emil Boc în partea cu Traian Băsescu, ceea ce PDL-ul astăzi nu mai face, se dedice de această guvernare și de președinte. Ei, în condițiile acestea Traian Băsescu a anunțat și că susține Partidul Mișcarea Populară, să nu uităm că Fundația Mișcarea Populară este inițiativa președintelui, Uh, și în același timp a anunțat și că Partidul Mișcarea Populară este partidul despre care dânsul crede că va continua tot ceea ce a început Treambăsesc în ultimii 10 ani în România, viziunea uh, președintelui despre cum ar trebui să evolueze România. Uh, sigur, lucrul acesta a ajutat pentru că unii, parte din electoratul președintelui, au venit către Mișcarea Populară. Dar nu vi se pare, doamnă Udrea, că aceste schimburi de replici, inclusiv ieșirile președintelui Traian Băsescu, au acaparat, au confiscat pe undeva această campanie europeană? Sigur, v-a ajutat da. ca partid. Sigur că bătălia aceasta s-a dus între PSD și PMP, între Victor Ponta, am Băsescu și Elena Udrea, dar așa este de ani de zile. Eu nu, nu numai că nu am văzut pe nimeni împiedicat să intre în această luptă împotriva lui Victor Ponta, dar mi-aș dori foarte mult să nu fim singuri. Ar fi fost mult mai ușor pentru opoziție dacă am fi văzut, spre exemplu, pe cei unii din conducerea Palt Democrat Liberal pe domnul Blaga, alți câțiva că se luptă cu Victor Ponta și nu cu Traian Băsescu și cu Mișcarea Populară ar fi fost mult mai bine dacă am fi văzut uh, acțiuni comune cu noi împotriva lui Victor Ponta și a PSD-ului și a guvernărilor decât critici la adresa acestui nou partid, Mișcarea Populară. Deci nimeni n-a fost împiedicat să facă opoziție PSD-ului, să se lupte cu Victor Ponta, doar că vedeți, lupta este grea. Adică în fiecare zi să fii de dimineață până seara acuzat, tocat, jignit, nu mulți își asumă rolul acesta, așa că ne-am trezit destul de singuri. Nu cred că e un un reproș pe care îl merităm, faptul că doar noi ne batem cu Victor Ponta și PSD, din potrivă. Ne aș dori ca toată opoziția să se alăture lupte acesteia pentru a fi mai puternici, pentru că nici nouă nu ne este ușor. Dar, până una alta, mai toată opoziția sprijină această moțiune de cenzură. E da. un test al unității opoziției, să spunem, nu? Este un test, nu are cum să treacă, pentru că nu avem voturile în Parlament. Este foarte bine că s-a depus această moțiune ca să arătăm că opoziția nu doarme în băncile Parlamentului, însă este o acțiune despre care se știa că nu e de succes. Opoziția nu se face doar scriind niște moțiuni pe care știi sigur că n-ai cum să le treci. Opoziția se face și luptând în fiecare zi împotriva guvernului, asumându-ți. Uh, toate, toate mizerile pe care actuala putere le poate face și dă semnale că o să regretăm uh, dacă, uh, Doamne ferește, cumva PSD va câștiga și președinția României, o să ajungem să comparăm uh, vremurile în care conducea Adrian Năstase țara și o să spunem că atunci totuși mai era ceva democrație în România. Ei, deci lupta opoziției nu înseamnă doar să scrie o moțiune, e bună și asta, o susținem și noi, însă știm că nu are șanse. Lupta înseamnă în fiecare zi să demaști Incompetența, hoția acestei guvernări, uh, proasta guvernare, reaua credință a celor de la putere. Și de ce spuneți, pentru că ați avut de mai multe ori ieșiri pe această temă, de ce spuneți că PDL și PNL nu fac o poziție reală? Păi PNL până acum două luni era la putere. Uh, acum Sigur, sunt supărați că au plecat de la guvernare, au plecat la centru, că în teritoriu foarte mulți au rămas în funcții. Iar Partidul Democrat Liberal se supără pe Mișcarea Populară că este mai vizibilă în lupta cu Victor Ponta. Dar așa a fost tot timpul. Amintiți-vă că și când eram la Partidul Democrat Liberal, tot eu eram cel mai vizibil vector împotriva lui Victor Ponta și a PSD-ului. Eu m-aș bucura să fie alături de mine domnul Vasile Blaga, deci m-aș bucura ca domnul Blaga să fie un adversar lui Victor Ponta, al domnului Ilie Sârbu. M-aș bucura să văd că domnul Blaga critică această guvernare și nu că critică pe Traian Băsescu și mișcarea populară. Revenim puțin la Traian Băsescu, doamnă Udrea. Ce... Cum, cum priviți implicarea dumnealui în campanie, evident în favoarea mișcării populare și demersul premierului la Curtea Constituțională, am văzut deja și răspunsul demers. Evident că președintele României Traian Băsescu, de fapt, că nu neapărat orice președinte, are responsabilitatea a ceea ce se va întâmpla cu România din noiembrie încolo. Ar fi păcat de acești 10 ani în care Traian Băsescu s-a luptat pentru statul de drept în această țară, pentru independența justiției, pentru instituții puternice care să lupte cu corupția. Pentru modernizarea acestei țări și discursul lui Joe Biden la București a fost tocmai confirmarea luptei președintelui pentru toate acestea, ar fi păcat deci, de toți acești 10 ani dacă din noiembrie încolo România s-ar întoarce sub ocupația PSD. La ce bun sacrificiile care s-au făcut și tot acest efort de 10 ani pentru al lui președintelui și al celor care au fost alături de el, dacă după 10 ani totul se întoarce de acolo de unde am plecat și poate chiar mai rău decât a fost în vremea lui Nestase, adică să avem președinte PSD, șeful Senatului PSD, al Camei Deputaților PSD, deci Parlament, majoritate PSD, baron local PSD, guvern PSD. Deci este nu numai responsabilitatea, dar cred că președintele o ia și ca pe o datorie față de această țară să încerce să dea o șansă României să păstreze drumul pe care a pornit, de aceea se luptă cu Victor Ponta și cu PSD-ul, așa cum ar trebui să o facă oricare membru al opoziției. Dar ce rol vedeți pentru Traian Băsescu? Poate v-a mai întrebat acest lucru după decembrie. Își va termina al doilea mandat de președinte, ce se va întâmpla? Eu cred că va rămâne implicat în politică fără neapărat să-și asume un rol uh, statutar, fără să intre în, uh, într-un partid sau să-și asume rolul de a, de uh, lider uh, statutar al unui partid. Deci nu-l va neapărat președintele unui partid politic, dar nu ai cum cu experiența politică a lui uh, Traian Băsescu cu experiența în administrație, de management, ori or, cu tot ce înseamnă președintele Trambăsescu astăzi. Ar fi păcat să nu rămână implicat în politică, măcar să ne împărtășească din lucrurile pe care, pe care le cunoaște. L-ați desemna premier în cazul în care ați ajunge președinte? Da, face Dânsul spunea acesta. că doar dumneavoastră ați putea să faceți asta. Da, aș face lucrul acesta. Cred că ar fi cel mai bun primisul pe care această țară l-ar putea avea. De ce? Pentru că și-a demonstrat lucrul acesta de fiecare dată. Este cel mai bun cunoscător al mecanismelor economice. Este un om care își asumă responsabilități. Un om care a avut curaj să-și asume în timpul campaniei electorale în 2009 nu după ce a ieșit președintea a doua oară, să-și asume măsuri uh, de combatere a crizei care au afectat susținerea electoratului pe care îl încerca să îl convingă să-l voteze a doua oară. Deci este un om responsabil, un om cu relații internaționale extraordinare, un om cu o imagine în plan extern cum nu are nimeni și n a avut nimeni în România uh, post-decembristă. Uh, un om care a trecut, a trecut și prin guvern, a trecut și uh, prin două mandate de uh, primar, dar cel mai important... Un om care conduce România de 10 ani, 10 ani în care a capătat o experiență pe care pentru țara aceasta ar fi păcat să nu o folosim mai departe. Deci dacă aș fi în situația de a-l desemna prim-ministru, aș face Dar pentru Traian Băsescu nu ar fi totuși un pas înapoi după ce ai fost președinte? Eu așa aș fi gândit. Însă, cred că este mai important uneori să te uiți ce nevoie are România. Eu privesc la faptul că de 25 de ani ne crim atât de mult să mergem înainte, și parcă tot stăm pe loc. Știți, eu spuneam că acei 20 de ani lui Silviu, uh, Silviu Brucan cred că se împlinesc cam acum. Cred că este chiar un moment important pentru România, 2014, adică 10 ani, Andrei Băsescu, a scuturat din temelii sistemul, l-a zdruncinat a făcut instituțiile să funcționeze, justiția astăzi este independentă și puternică, dar acum trebuie să, următorii 10 ani, trebuie să dăm înapoi, nu trebuie să ne întoarcem la epoca PSD și Adrian Stase și Oniliescu. Trebuie să continuăm pe drumul acesta și el trebuie să fie un drum în care România se reașează după acești 10 ani de luptă cu. Cu sistemul, România trebuie să se reașeze pe bazele pe care Traian Băsescu a reușit să le pună. Deci este nevoie de oameni care să vină să construiască și cred că Traian Băsescu în funcția de premier ar fi un, un premier care ar reuși din punct de vedere economic să construiască foarte mult pentru țara aceasta. Și Claus Iohannis și-ar dori să fie prim-ministru. Prim-vicepreședintele PNL spunea ieri la Gândul Live că liberalii doresc și sunt pregătiți să reintre la guvernare și menționează că el ar fi un bun premier. Cum vi se pare această declarație? Da, nu, nu spun că n-ar fi domnul Iohannis un bun premier. A avut un mandat uh, a cărui imagine este bună de ministru, de primar al Sibiului. Uh, Bun, pe de altă parte, eu spun că nu este suficient. Una e să conduci un oraș, e el și Sibiul, alta e să fii prim-ministru, însă eu nu spun că domnul Iohannis nu ar fi un bun prim -ministru. Dar un bun președinte? Depinde ce așteptăm de la președintele României. În primul rând, ca să ajungă un bun președinte, trebuie să treacă de lupta cu Victor Ponta. Or, aici cred că e foarte greu. Domnul. Nu pentru că dânsul este mai are un temperament așa mai calm uh, ci pentru că uh, sunt foarte multe lucruri care odată începută campania electorală și lupta adevărată pot ieși la iveală. deci imaginea atunci când nimeni nu când nu contezi și nu te bagă nimeni în seamă poate să fie bună. În momentul în care începi să intri într-o bătălie și să uh, uh, contezi în în într-o luptă, sigur că încep să apară tot felul de lucruri și trebuie să poți să le faci față. Dar, de altă parte, bine, ce așteptăm de un președinte al României? Mentalitatea electoratului poporului român este că președintele trebuie să fie cel care realmente conduce țara. Deci nu poate fi cel care, nu știu, privește de la cotrocenii florile din grădină sau doar reprezintă România în relațiile externe. Deci România așteaptă un președinte care realmente se poate să conducă țara se poate să poată să construiască împreună cu partidele politice, desigur, dar în același timp să fie cel căruia ei se pot adresa pentru problemele pe care ei văd că le au. Sunt doar câteva minute în studioul RFI se află doamna Udrea din partea partidului Mișcarea Populară, două sau trei întrebări pe final despre un raport, un, un... În fine, o anchetă a corpului de control uh, care uh, vrea să verifice programul Skin România, inițiat uh, în sau mă rog, inițiat de domnul Tăricianu, spuneați dumneavoastră 2007, ieri, 2007, da. Vă simțiți vizată de Categoric, această anchetă? Că ancheta este împotriva mea și spuneam că acest corp de control al lui Victor Ponta s-a transformat de fapt în corpul de control împotriva Elenei Udea, deci Uh, cât a fost campania electorală, în fiecare duminică a ieșit că, cu un raport, domnul Victor Ponta, al acestui corp de control pe care îl are dânsul. prin care a mai anunțat nu știu ce lucru uh, în legătură cu Renaudra, chit că acolo se vorbeau de programe pe care nu le făceam eu, poduri, podețe, sau da, nu contează, totul trebuie să fie legat de Renaudra. Acest program, în România, uh, este un program inițiat în 2007 de domnul Tăricianu, care, din păcate, nu a fost pus în practică în vremea guvernării Tăricianu. Eu mă bucur că eu, ca ministru, am fost uh, în stare să aplic, să pun în aplicare acest program și prin acest program s-au construit în România aproximativ 20 de domenii schiabile. Uh, inclusiv, dau de exemplu pentru cei care iubesc schiul și acum merg și schiază la Poiana Brașov, extinderea de la Postăvaru este partea acestui program care a adus sute de mii de turiști în Păiana Brașov nu au mai plecat oameni nici la uh, austrieci, nici la bulgari, să schieze, au venit aici, dar sunt multe alte părți în toată țara care s-au făcut. Din păcate, Victor Ponta, în loc să continue acest program, l-a blocat și foarte multe proiecte sunt în acest moment oprite, deși au potențial uriaș de a dezvolta economic anumite zone, vorbesc de Valea Jiului, vorbesc de județul Vâlcea, unde domnul Ponta a închis Olchimul, dar nu de o șansă de a-și găsi un loc de muncă în turism oamenilor care au pierdut uh, um, locul de muncă de la Olchim. Uh, eu mă bucur că am putut finanța acest program și cred că trebuie Finanțat cu responsabilitate în continuare, pentru că, în mandatul meu, turismul a crescut chiar în vreme de criză până la 16%. În, domnul, în vremea domnului Victor Ponta, anul trecut, turismul a avut o creștere de 1,1% și dânsul spune că avem creștere economică per total. Deci, ar fi trebuit și turismul să fie mult mai uh, puternic. Pe de altă parte, dacă sunt anumite neregule acolo uh, sesizate de oamenii domnului Victor Ponta, ele sunt sesizate la beneficiarii acestui program. Ministerul nu a derulat niciodată licitații, nu a derulat contracte, doar uh, finanța primăriile și consiliile județene, le finanța pentru a uh, implementa, pentru a face aceste Părtii schi, aceste investiții. Deci, dacă ar fi ceva neregul acolo, eu nu vreau să spun acum că sunt sau nu sunt, că nu e treaba mea, dar dacă ar fi aceste nereguli acolo, atunci cu siguranță că ele ar fi imputabile celor care au derulat aceste proiecte. Mai este un aspect important de remarcat și este evident prin acest lucru că e vorba de un raport politic de campanie electorală, și anume faptul că niciun primar PSD nu este trecut în acest raport. Deci sunt trecut acolo primării care au avut chipurile nereguli numai de la PNL și PDL deși eu am finanțat pârtii de schi și lucrări de infrastructură în domeniul schiabil și la primării PSD. Și ultima întrebare vă rog Dan Șova, ministrul transporturilor vă provoacă da. la o cursă de alergare pe da, distanța domnul Victor de 10 Ponta. km pentru a rezolva prin sport, spune dumnealui o dispută referitoare la absența membrilor guvernului la semimaratonul internațional București Domnul Șova reație, să da. se bagă în seamă îl bagă domnul Victor Ponta în seamă eu n-am avut nicio problemă cu membrii guvernului ci cu domnul Ponta care anunța că participă la un maraton unde îi făcuseră o competiție specială de vreo 200 de metri, nici la aia n-a venit eu am alergat 2900 de metri și am făcut această, l-am ironizat pe domnul Ponta că nu a venit să facă mișcare așa cum a promis, acum dânsul s-a simțit obligat să-l pună pe Danșova să mă provoace la alergă, da, alerg dacă vine domnul Ponta să alerge, alerg și eu Mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost în studioul RFI deputatul Elena Udrea, membra Partidului Mișcarea Populară. Ne reauzim luni dimineață la ora 9.20. Numai bine!